facem un cuvânt de încheiere serii și zilei acesteia de mare sărbătoare, o zi în care am sărbătorit arătarea Domnului și prin minunata slujbă de sfințire a apei și prin minunata liturghie care s-a săvârșit în seara aceasta aici la oastea Domnului, pentru că așa putem să-i spunem, liturghie după liturghie, și simțindu-ne deci ridicați pe culmile spirituale ale desăvârșirii, nu gândesc a trage o concluzie, pentru că nu sunt îndreptățit pentru aceasta, ci pentru a onora ca și cuvânt de încheiere momentul deosebit și a transmite oaspeților părintelui Mărcuș și fraților care au venit din România și tuturor care ați participat în această seară aici. Parcurgând firul tuturor etapelor prin care s-a desfășurat programul, poate că de la început v-ați pus o întrebare. S-a auzit spunându-se, vom începe programul cu troparul Bobotezei. Și s-a început cu troparul nașterii Domnului. Îi oare o greșeală? De asemenea, că sărbătoarea Bobotezei încheie șirul sărbătorilor care au trecut. Dacă Crăciunul s-a încheiat la 31 decembrie, iar sărbătoarea Bobotezei se încheie la 14 ianuarie, înseamnă că încă suntem sub euforia aceasta și nu s-a întâmplat nimic greșit. Așa a voit Dumnezeu. Părintele Mărcuș ne-a adus un salut transmitându-ne și gândul fraților din alte părți. Și-a pomenit aici și pe cei din Serbia și pe cei din Moldova. Și de ce să nu credem noi că dacă frații din Basarabia sărbătoresc Crăciunul astăzi, după ritul vechi, n-a fost un mesaj în gândul nostru, fără să vrem, ca interpretând troparul nașterii, să fim alături de ei. 13 zile sunt deosebirea aceasta, dar dacă istoria așa a făcut și este, să dăm crezare și lor și să fim și în asentimentul lor, exprimându-ne pentru sărbătoarea lor de Crăciun, sărbătoarea arătării pe care noi am sărbătorit-o astăzi. Cei din Valea Timocului, din Serbia, care se luptă pentru a-și păstra identitatea și pentru a-și păstra lăcașurile de cult, în frunte cu vrednicul protopop Boian Alexandrovici, poate că și ei astăzi cântă nașterea ta, Hristoase. Și Dumnezeu să le transmită prin gândul nostru și lor un salut creștinesc, căci și ei sărbătorim Crăciunul după ritul vechi, iată-ne, suntem și noi alături de ei. A greșit oare cu ceva marele poet creștin Ioan Alexandru când în urmă cu 23 de ani din balconul operei de la Timișoara, când tinerii mureau sub gloanțe în revoluție pentru ca să avem noi libertate, că a strigat Hristos a înviat la Crăciun? Nici de cum. Pentru cei care erau asupriți
Și pentru cei care erau în întuneric, într-adevăr, atunci Hristos a înviat cu adevărat, cum a înviat și pentru noi și pentru toți frații noștri de pretutindeni. Aici, de aproape un secol, de 90 de ani, drept măritorii creștini s-au bucurat și au fost privilegiați de libertate, manifestându-și credința lor, manifestându-și sentimentele lor față de toate sărbătorile Bisericii Ortodoxe și față de toate tradițiile care le-am menținut și la care am reușit să contribuim și noi, prin valoarea noastră de creștini, prin identitatea noastră și, de ce nu, prin sârguința noastră. Dacă ar fi să închei acum, n-aș putea decât cu cuvinte de mulțumire pentru ziua și pentru seara de astăzi, transmitând prin acest sol al lui Hristos, care a venit aici la dumneavoastră, la noi, același mesaj. La Bunul Dumnezeu, precum a rânduit ca noi să primim urare, la fel să o facem și noi, urându-le ca anul care a venit să le aducă cât mai multă putere și tărie în credință, să le aducă cât mai mult spor în toate și să-i facă cât mai apropiat de instituția pentru care Mântuitorul Iisus Hristos s-a jertfit cu scump sângele Său pe crucea de pe Golgota. Când ne spunem tot felul de urări și când ne spunem chiar și urarea de la mulți ani, poate că ar trebui să ne gândim la sensul vieții noastre aici pe pământ și acei ani mulți să rămână totuși la justa apreciere și valoare a lui Dumnezeu, căci El este Cel care hotărăște soarta noastră a fiecăruia. Dintre cei doi oameni care, deși clerici fiind, unul îi cerea lui Dumnezeu: Doamne, dă-mi să trăiesc 100 de ani. Celălalt a zis: Doamne, dă-mi să trăiesc un an. Și i-a dat Dumnezeu mai mulți ani la cel ce-o cerut mai puțin și mai puțin la cel ce-o cerut mai mult. Având grijă de viața noastră, de sensul existenței noastre pe pământ, fiind din dragostea lui Dumnezeu față de noi, cu aceleași gânduri, exprimăm și noi, fraților drept măritori creștini, dincolo, din țara mamă, precum și din diasporă, din alte părți, precum și tuturor fraților ostași și acolo pe unde îi călăuzește Dumnezeu drumul Părintelui Mărcuș, să transmită mesajul acesta al împlinirii și al bucuriei noastre. Bunul Dumnezeu tuturor să dăruiască sănătate, împlinirea tuturor dorințelor, într-un mult și fericit an. Amin.